simplă fată sunt, siren atunci când intr-un apă am, sunt perputer, nu sunt simplă fată. Mami mi-e dat cu ordonatele astea să vin aici, mi-a băgat pe GPS, dar nu merge, așa că am luat harta, trebuie să mă uit pe hartă să văd. Zicea că undeva în apropiere este ceva ca un fel de vulcan sau ceva de genul ăsta. În fine, trebuie să mă uit pe aici. Uite, văd chestia aia acolo. Ok, cred că acolo trebuie să merg. Mami zicea că mă așteaptă deja acolo pentru că astăzi este o zi importantă și sunt curioasă despre ce este vorba. Sper că nu mi-a făcut încă o petrecere surpriză de ziua mea pentru că deja am deschis toate cadourile și nu mai vreau să mai stau încă o dată să deschid iarăși atâtea cadouri. Mă umplu de cadouri. Hai să mă duc repede să văd despre ce este vorba. Mami! Mami! Da, Luna! Ce faci, mami? Parchează și hai! Ce faci, mami? Abia am descurcat cu harta asta să ajung! GPS-ul nu mi-arăta nimic, mă tot întorceam, am plimbat în cerc timp de o oră! Serios? Păi uite pe aici, cu purcu, cu vaca, cu oiță! Uite, ți-am adus o mâncișor, că ai zis că ți-e foame! Mulțumesc foarte mult! Cu plăcere! Ești cea mai tare fetiță din lume! Mulțumesc! Îți place Luna aici? Tot, despre ce este vorba? Chestia asta seamănă cu un tort! Hai să-ți povestesc. Este o pădure și în interior este un vulcan, adică ceva ce a rămas de la un vulcan. Și un vulcan? Un vulcan după ce nu mai e vulcan, adică s-a retras, ca să zică wow! Și... wow! Și înăuntru s-a format un crater. Iar wow! În crater e un bazin cu apă. Și vrei să facem baie? Să ne scăldăm, da, acolo la piscină? Da, o să facem la 12 noaptea, în momentul în care Luna este pe cer. Adică eu trebuie să fiu pe cer? Stai puțin! Nu, în care Luna... nu tu! Luna, păi eu sunt cer. Luna, mami! Bună glumă! În care Luna de pe cer, nu tu, gen soarele și Luna, o să răsară. O să răsară. Da, o să răsară! O, bineînțelegi tu, o să fie wow! Luna pe cer. O să fie noapte, lună plină. Ce tare, mami, și facem baie nocturnă? Da. Sper că nu e o petrecere ea de ziua mea. Nu, Luna, vreau să văd dacă ești și tu sirenă. Că la 16 ani ar trebui să devii sirenă dacă te. Astăzi trebuie să devii sirenă? O să da. Fie asta coadă? Păi asta, vreau să testăm să văd și dacă ești și tu sirenă sau nu. Wow, ce tare, mami! Hai să-ți arăt despre ce este vorba. Unde? Trebuie să mergem înăutru? Da, pe aici, prin pădurea asta. Oh, ce tare! Dar e foarte ascunsă intrarea, adică nici măcar nu-ți dai seama că aici ar fi păi o intrare. Păi normal, ca să nu găsesc toată lumea în Luna, dar pe unde ai băgat? Trebuie să iei pe frumos, pe coridor, pe... Păi m-am băgat mai repede printre copaci! Cam o să văd ce e. Hai să vezi. Ce anume? Uite-te! Aici, wow! Aici este bazinul! Ce tare! E super, super fain, mami! Am pus două paturi afară ca să dormim până se va face noapte. Ok, mami! Și o să dormim aici? Ne putem la somnic? Da, ne punem la somnic și când se face noapte o să pun alarma să ne trezim ca să testăm, să vedem dacă într-adevăr Luna e și tu sirenă ca mami. Wow, dar ce tare arată! E super frumos aici, mami! Da, acesta este locul sirenelor și este un loc ascuns. Foarte tare! Hai să mergem să dormim, că m-ai făcut curioasă! Uite, deja se înseriază! Haide, haide să dormim, repede! Eu mă pun să dorm! Te pui și tu? Da, mă pun. Bine, și eu! Somn ușor, mami! Noapte bună! Noapte bună! Mami, lasă-mă să dorm! Lasă-mă să dorm! Hai să sună alarma, Luna! Trezește-te că imediat e 12 noaptea! Aoleu, mami, așa bine dormeam! Mă întorceam de pe o parte pe alta și m-ai trezit! Îmi pare rău! Hai să mergem să testăm teoria! Acum testăm? Da, uite ce fain se vede! Ce drăguț! Da, uite ce lumină este în peștera! Tu ai aprins luminile astea? Nu, așa e locul ăsta, e magic! De fiecare dată e așa? Adică nu se stinge lumina niciodată? Nu, trebuie să zic ceva! Spune, mami! Sunt
Siren atunci când intr-un apă am super puteri, nu sunt simplă fată. Da, mami, nu e sirenă, uite, tu ai picioare. Păi nu vă că mă bag în apă. Ne băgăm acum în apă sau mai așteptăm? Da, haide să vedem dacă o să te transform și tu. M-am băgat în apă! Mami, eu n-am nimica! Mi și eu, uite-te, eu-n coadă. Aoleu, mami, dar tu, ce ai făcut acolo? Am coadă, vrei să te scuturi, să te transformi înapoi? Da. Am înțeles, dar uite că eu nu învățesc nimica. Trebuie să aștepți vreo 10-15 minute. Ok, aștept. Mami, nu se întâmplă nimica. Ma, Luna, trebuie să se întâmple. Dacă nu se întâmplă, măcar știm că nu ești sirena. Ok, mai aștept. Mai trebuie să aștept mult? Simți ceva furnicături la picioare? Nu. Nu? Nu simți ca și cum... Nu știu, nu simți așa o ceva, o energie asupra ta, nu? Parcă nu prea. Bă, mami, acum simt, se întâmplă ceva, mami. Mami, se întâmplă ceva. Bune, leu, mami, ce se întâmplă? Luna, te-ai transformat, Luna, dar nu știu în ce. Ești o sirenă unicorn. Mami, dar ție doar îți crește coadă, eu am și o corn și... Unde mi-e părul? Nu știu, arăți total diferit, Luna. Dar știi care este partea bună? Care este partea bună? Ești albastră. Păi întâmplă ce albastru, adică e culoarea mea preferată, normal că sunt albastră, dar ce am de altă mea oglindă să mă uit? N-am nicio oglindă, Luna. Eu văd mâna așa albastră și văd coada albastră, dar... Nu știu, mami, ce m-a transformat? Într-un... unicorn sirenă. Într-un unicorn sirenă? E posibil așa ceva? Nu știam, dar se pare că tu te transformi într-un unicorn sirenă. Dar, mami, poate e un mit. Poate sunt aliasa unicorn. Nu știu care este legenda. Va trebui să-l super lui. Nu știu ce mai face după atâta timp. Aoleu, băgăciosul acela de lui de care mi-ai povestit mai de mult. Da, n-am mai vorbit de ani de zile. Sper că mai are același număr de telefon. Nu mai trebuie să-l sun și să-l rog să vină până aici. Și dacă ies acum afară, mă transform înapoi, dom? Da, când te usuci așa ar trebui. Chiar să văd dacă funcționează. Da, încă nu m-am transformat înapoi, dom. Dacă rămân așa pentru totdeauna. Aoleu, cred că la tine durează mai mult. Aoleu, cumva, nu știu, dar suflă apa de pe mine jos. Nu merge, mami! Mami, nu mă mai transformă înapoi, nu, îmi suflă, da, suflă! Luna, uită-te la mâinile tale, te-ai transformat! Oh, da, sunt din nou om, funcționează! Sunt ca tine, o sirenă, doar că eu sunt o sirenă cu corn. Cred că ești delfin unicorn sirenă, nu știu ce ești, dar ești o specie de sirenă. N-am mai văzut sirene ca tine, ești specială. Oh, mulțumesc, mami, normal că sunt specială. Am mai cunoscut două sirene și niciuna nu arăta ca tine, deci ceva e diferit. Da, de ce eu sunt diferită de tine? Nu știu, de asta vreau să văd dacă dau de lui după atâția ani. În care n-am mai vorbit cu el. Oh, da, băgăciosul de care vorbeam mai înainte. Dar el știe cel mai mult despre sirene. Da, aoleu, mami! Ai intrat prin apă și nu te-ai transformat. M-am uscat repede, Luna. Ai trecut așa rapid. Da. Deci trebuie să stai puțin în apă ca să te transformi. Da, trebuie să stai puțin, nu te transformi chiar așa. Ce tare! Îmi place! Și pot să not cu delfinii, pot să respir sub apă cât vreau eu? Da, probabil că da. Poate ieșim o dată să notăm, mami? Da, o să ieșim amândouă. Să ne folosim cozile. Da, acum trebuie să zic ceva, Luna. Spune. Trebuie să ai grijă. Acum nu mai poți să te duci să noți cu colegii la școală. Că e mare posibilitate să te transformi. Nu mai pot să mă duc cu colegii la piscină. Nu, Luna, îmi pare rău. Oh, nu! Da, trebuie să ai grijă. Oh, nu! Va trebui să te scoatem de la orele de not. No, și plăcea foarte mult. Păi acum o să nu-ți ca sirena, delfin, unicorn ce ești. Dar nu mai poți să nu-ți la școală cu colegii, pentru că ei nu ar înțelege, profesorii nu ar înțelege, n-ar înțelege nimeni, pentru că nu e normal să fii o sirenă, dar e frumos.
Oh, mami! În fine, oricum sunt mai tare. Acum sunt mai interesată și mai puternică. Ești curioasă dacă o să ai super puteri. Eu am super putere. O, tu ai și super puteri? Da, eu sunt o sirenă și am și super puteri. Eu nu știu dacă ai tu super puteri. Ce super puteri ai tu? Super puterea mea o să o afli mai încolo. Cred că sunt cam multe lucruri pentru o singură zi. Nu vreau să te încarc prea mult. Nu vreau să te sperii. Bine, mami, mulțumesc. Hai să mergem acasă. Bine. Dar e noapte. Nu, bine, hai să dormim până dimineață. Bine, hai să ne putem să dormim. Bine. Ne putem tot acolo pe paturi? Păi da. Bine, mami, mă pun să dorm, noapte bună! Noapte bună!